Suntem așadar în direct la emisiunea Ce vor plantele, în fiecare vineri, cu începere de la 5:30. Sunteți în direct cu noi, aveți la dispoziție două numere de telefon unde ne puteți suna și să-i adresați întrebări invitatului meu, doctor inginer Horaribu, specialist în protecția plantelor, evident întrebări legate de cum să vă protejați plantele de boli și de unători. Acesta este tema emisiunii și doar aceste lucruri le dezbatem în cadrul acestei emisiuni. Alo, bună ziua, vă ascultăm! Sărămână! Vă ascultăm! Sunt din Iliev, sunt din Tulcea. Am două probleme. Una, ce fac un vin care nu fierbe de două luni? Nu am înțeles ce ați spus. Am un vin care nu fierbe de două asta. Luni în butoi. Bun, e limpede. Vă răspund la întrebarea asta. Să-i asigurați o temperatură un pic mai ridicată dacă îi îmbeci undeva, să-l aduceți sus și în mustul respectiv să puneți niște drojdie de bere. În funcție de cantitate, în cantitatea de vin, să puneți și drojdia respectivă. Și o faceți... La 300 de litri. La 300 de litri de vin vă trebuie în jur de 3 pachete dintre alea mărișoare, nu dintre alea ce se vând în comerț de 2 pe 2 centimetri. Deci pachet dintre acela mai mare, da? Și faceți o maia. Un pachet. Dacă eu am un vin din curte care a fiert. Și poți iau drojdii de acolo, spun peste ălaltul. Puteți să luați de acolo, dar nu are eficiența ca și la drojdia de bere, să știți. Și nu faceți niciun rău la vin dacă îi adăugați drojdie de bere. Și drojdia asta de bere o puteți aplica mult mai ușor. Pachetul respectiv îl înmuiați într-un pic de apă călduță, nu foarte caldă, călduță, și pasta respectivă o turnați în vin. Dar pachetele aia sunt mărișoare, ca doi pumni de așa. Cât pun 3 pachete de alea? Deci v-am spus, la 100 de kilograme, vă trebuie un pachet dintre ăla care, nu știu, are aproximativ 6-7 cm lungime. Așa, de ăla vorbesc. Dintre la mare. Deci un pachet dintre la mare la 100 de litri de must. Așa. Și fac și căldură cu radiator sub el, nu? Poftiți? Să puneți fac și un radiator. Puteți să puneți și un radiator, dar nu se încălzească foarte tare, pentru că la căldură foarte mare omorâți ciupercile care fermentează. Da? Butoi are deci vinul asigurați... de acolo aproape două luni. Să faceți... Nu, să faceți o temperatură de aproximativ 15-16 grade Celsius. Da. Asta trebuie să fie ambientul unde țineți mustul. Și după ce termină de fermentat, după aceea îl puteți muta în pivniță. Așa. Asta una. A doua problemă. Da. Pomii și via cu mustăți se pune acum. Dacă lige... Cârlige, fără mustăți, coardă, tăiată, să pune toamna. Acum asta numai primăvară. Primăvara o puneți. Acum deci, nu. Dumneavoastră, când faceți tăierile primăvara, vă alegeți corzile care vă convin, le tăiați la 5-6 ochi și dintre care 3 îi îngropați și 2 rămân afară. Da? Da. Și îi puneți eventual... partea de jos... Să fie cu cep din coarda veche, nu? Să fie, sigur, din corda de an. Să fie, fie lemnul maro, copt. Din lemnul copt. Da. Așa. Și să aibă, v-am spus, 5 muguri. 3 îngropați, 2 lăsați afară. Și puteți să puneți 6, 7, 10, 15 bucăți, așa, într-o școală anume. Îi puneți una lângă alta, într-un ghiveci, spre exemplu. Da, da. Da? Acolo vor face rădăcini. Probabil că dintre ele nu o să facă chiar toate, dar o să facă rădăcini și după aceea dumneavoastră îi puneți în câmp toamna. Da, da, da. Vreau să fac și o precizare în cazul în care folosiți aceste cordițe pentru înrădăcinare. Ochii care îngropați ar trebui să fie eliminați de pe coardă. Deci se cheamă orbirea ochilor. Deci trebuie eliminați, iar cel mugurele care rămâne îngropat, ultimul, se secționează exact transversal prin el, pentru că de acolo vor da rădăcinile. Deci mugurii care rămân viabili rămân cei care rămân deasupra pământului. Ce înseamnă eliminat? Stați să zic că n-am înțeles. Deci,
De pe o coardă, să luăm în calcul, o coardă cu 4 muguri, da? Da. 2 rămân afară, 2 îngropați. Din cei 2 îngropați, cel de deasupra îl orbiți, deci îl eliminați, îl radeți de pe cordiță, iar cel de jos, chiar ultimul, secționați, tăiați o secțiune transversală exact prin mugure. Deci tăiați cu forfeca exact prin zona de mugure. Da, da, da. Ca să aveți posibilitatea să forțați rapid în rădăcinare. Rădăcinarea, plecarea rădăcinilor din acel mugure. Da, 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 da. Este foarte greu să... De asta noi încercăm aceste tehnologii să nu le abordăm în cadrul acestei emisiuni, pentru că este foarte greu să vă explicăm termeni tehnici de la aici, de la pupitru. Dumneavoastră trebuie să vedeți acești termeni, cum se fac, și aceste tehnologii să le vedeți efectiv cum se fac. Este foarte greu tehnologia să vă explicăm doar prin vorbe. Numai dacă filmăm și... Dacă eu pun planteza acum trandafiri, trandafiri e bine ca... la pom băgămân smântână de aia de balegat. Deci cei care au rădăcină trebuie mocirliți. Deci fără rădăcină nu. Deci rădăcina trebuie mocirlită și vă spun și de ce. Pentru că dumneavoastră când plantați s-ar putea întâmpla să greșiți, să nu ajungă la toate rădăcinile pământul. Și atunci în momentul în care îl mocirlim, asigură hrana pentru câteva zile, o perioadă, dar și face o legătură între pământul care îl punem noi și rădăcina. Da, deci pământul aderă mai bine pe rădăcini în cazul în care există mocirlă pe rădăcini. Mai aveți întrebări? Vă mulțumesc tare, tare mult. Sănătate. Vă mulțumim și noi. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, alo. Bună Sunteți seara. În direct, vă ascultăm. A, sunt de la Blaj. Din Bucerda Grânoșă. Da, aș avea rugămintea să nu strigați în telefon și să vorbiți puțin mai rar. Am o întrebare. În cultura de porumb a apărut un fel de, nu știu, noi spunem mei, aseamănă cu porumbul. E foarte răspândit. Porumb se pare că a apărut o plantă numită mei. E o buruiană, nu? O buruiană. Așa. Aseamănă cu porumbul. Nu mai pot scăpa de el. Puteți scăpa de el dacă faceți o erbicidare cu Titus Plus. Deci în perioada de vegetație, când apare și porumbul, e prezent și buruiana respectivă, produsul Titus Plus. La primăvară atunci. Când apare și porumbul, deci când este așa de mare, de 10-15 cm, da? Și apare și buruiana, o vedeți. Da, da, da. Atunci aplicați erbicidul Titus Plus. Da? Da. Cum merge la, de exemplu, o hectar cât trebuie? Poftiți? La un hectar cât se cumpără? La un hectar, la cantitatea un hectar, aplicată la un hectar. La un hectar 40 de grame. Da, lăsați-l asta până în primăvară și în primăvară când puneți porumbul, urmăriți emisiunea, că fac recomandări pentru absolut toate culturile cum să le întrețineți. Acum vi l-am spus, produsul nu-l găsiți, că n-are cum. Au trecut sau numai în primăvară mai găsiți produsul respectiv. Am încercat cu sapa, am smuls, tot ce face de vreo câțiva ani. V-am spus singurul produs care rezolvă problema, Titus Plus, usucă rădăcina. Vă mulțumesc mult! Sănătate! O seară frumoasă, alo, bună seara, vă ascultăm! Sărut mâinile, doamne! Bună seara! Mă numesc Mureșan, sunt din Gherba. Am o problemă. Spuneți, domnul. Cu domnul Ghibu aș vrea să-l întreb o problemă. Așa mai nu știu cum să vă spun. Am un cais. Da. De 2 ani anul ăsta au făcut primul fruct. Da. Adică primele 10 caise pe acolo. Așa. Frumoase. Da. Și acum, de vreo 2 săptămâni, au crăpat... L-am tăiat frumos, adică au fost din primăvară, nu de acum. Așa. Și tot trunchiul o crăpat de la începutul ramificației până jos. Dar crăpat nu numai periferic, până la nu știu cum să vă spun, până la... Am înțeles. Ați lăsat cumva șarpantele să se...
dezvolte foarte tare și din cauza greutății sau... Nu, domnul inginer, mi-a rămas, sau domnul doctor, scuzați-mă, da, nicio problemă, inginer, că am lucrat la SMA Gherla. Da. Da. Mi-a crepat așa de la coroană, de unde începe coroana, și am avut primele 10 fructe pe el. Bun, să încercați dumneavoastră următorul lucru. Da. Să încercați să introduceți acolo pastă de champion, să cicatrizați rănile respective, da, dar să mai faceți încă o treabă. Cu o bandă foarte lată și rezistentă, da, să legați chiar de la început, de sub coroană imediat, să legați până în primăvară strâns. Am înțeles, vă mulțumesc mult. Și după aceea vedem fenomenul, ce se poate întâmpla. Deci championul știu substanța. Adică așa, deci praful produsul respectiv îl înmuieți într-un pic de apă, faceți o pastă și o aplicați acolo, fie cu o spatulă, fie cu ceva. Da, noi, am înțeles, dar championul e plicuri din alea, cât trebuie să iau la un... Un plic dintre ăla e suficient pentru un singur pom. Și cu ce să, cu pasta aia, cum să fac? Eu știu că eu să strop championul ăla să face... Da, dar o faceți puțin mai fluidă și o turnați acolo cu ceva să curgă pe rană încolo. O faceți un pic mai fluidă. Mai aveți domnul, întrebări? Domnul inginer, vă mulțumesc tare. Cu mare plăcere. Sănătate. O seară frumoasă și dumneavoastră. Alo, bună seara, vă ascultăm. De românile, mă numesc Crăciun, vă sunt din Telorman. Da, și vreau să întreb și eu, am plantat niște meri altoiți de mine, da, și au avut frunze pe ei. Da. O să fie o problemă? Au rămas și acum frunze? I-am plantat acum două săptămâni, acum o săptămână i-am plantat și aveau frunza verde pe ei. S-ar putea întâmpla. Deci... Au fost la școală ei. Da. Deci s-ar putea întâmpla să aveți o problemă. Regula spune în felul următor: plantarea materialului săditor se face în momentul când respectivul material săditor intră în repaus vegetativ. Nu mai are frunze. Înseamnă că nu are frunze, flori și fructe. Da. Că am văzut și pomii în supermarketuri care erau înfloriți și erau săraci, deci, în pungă. Deci posibilitatea de a-i pierde, să știți că este destul de mare. Însă încercat, dați-le acum apă să aibă... I-am mocirlit și vreau să-i ud din nou. Vreți să-i mutați din nou? Nu. Ei au fost la școală, pomii, da, altoiți, da, și nu au ieșit de tot în repaus, cum spuneți dumneavoastră. Ei mai aveau frunzulițe pe ei. Bun, dar i-ați plantat în ziua în care i-a scos de acolo, i-a și plantat. Da, în ziua în care i-am scos, i-am și plantat. Nici o problemă. S-ar putea întâmpla să aveți sorți de izbândă. I-am ocirlit cu pământ, le-am pus apă, i-am udat, i-am presat foarte bine. Dacă i-ați plantat în ziua respectivă, s-ar putea să reușiți. Să nu fi suferit. Deci nu au avut probleme, am pus direct în roaba cu mocirlă când îi scoteam de acolo. Și i-ați și plantat. I-am și plantat, în secunda 2 i-am și plantat. Ei bine. Mai am o altă întrebare. Puneți. La gutui i s-au uscat frunzele și la păr. I s-au uscat vârfurile așa. Da, când? În vară, nu? În vară, da. Și eu i-am stropit și cu topsin. Vreau să vă spun ceva. Deci la gutui este o problemă legată de o boală. Topsinul nu rezolvă problema la monilinia în stadiul ăla. Dar deci la păr aveți o altă. Acolo era o insectă, îi spune psila. Și ea întotdeauna înțeapă rămurica 10 cm mai jos de vârf. O înțeapă de jur împrejur și ramura devine, se încovoie puțin și devine neagră. Da, da, exact. Este vorba de o insectă, topsinul... Păi are... bine, i-am dat și altceva, i-am dat și fungicid. I-am dat și insecticid. Numai insecticid ne-ați dat. Insecticid? Da, i-am dat și cu insecticid. Bun, dar ce vreau să vă spun... Dumneavoastră, când aplicați astea, nu trebuie să le aplicați așa numai că trebuie făcut tratamentul. Deci trebuie să găsiți momentul și eu am spus întotdeauna, tratamentele nu se fac așa după ureche. Se fac în funcție de atacul bolilor și dăunătorilor și astea sunt corelate cu condițiile climatice din zona respectivă. Și noi știm despre ce e vorba și vă recomandăm întotdeauna cu 2-3 săptămâni înainte să aveți grijă că s-ar putea întâmpla
să se manifeste boala sau dăunătorul respectiv să atace. Deci am trebuie să ne urmăriți. I-am stropit decât o singură dată. I-am stropit de mai multe ori pomii, nu i-am stropit o singură dată. I-a stropit când nu trebuie. Atunci insecta simte momentul și atunci atacă. Asta e, ce să faci. Da. Mai învățăm. Mai. Da. Mai aveți întrebări? Bine, vă mulțumim frumos. Să știți că și eu de 40 de ani fac protecția plantelor și încă tot mai învăț. Bine, vă mulțumim frumos. Seară... De-aia sunăm să mai și învățăm. Da. O seară frumoasă. Au sosit multe întrebări și pe adresa de e-mail cevorplantele@rondluctv.ro, acolo unde vă sfătuim să ne adresați și dumneavoastră întrebări și evident vă sugerăm să ne atașați chiar și poze astfel încât noi să putem face diagnosticarea cât mai corectă. Haideți să răspundem și acestor întrebări. Lavinia ne spune că are doi caiși de 7-8 ani ale căror vârfuri s-au uscat din primăvară. Unul a rodit, celălalt nici măcar nu a înfrunzit. Da, probabil că la care n-a înfrunzit este terminat, îl poate scoate afară, iar celălalt trebuie neapărat să respecte tehnologia în primăvară, cum apar primele frunzulițe, să facă tratamentul. Despre ce a fost vorba în cazul? De monilinia. Monilinia atacă în felul ăsta. Cred că aceeași problemă a avut-o și la gutui, care spune că i s-au uscat frunzele. Sigur, cu siguranță, pentru că este o bolă comună răspândită peste tot. Ioana are un nuc bătrân de 20 de ani, i-a tăiat o creangă chiar de lângă trunchi și toată coaja copacului de acolo a căzut pe sol. Ce s-a întâmplat cu acea parte putrezită? Deci a făcut o breșă, acolo s-au instalat bacterii, s-au instalat ciuperci, a început să intre în putrefacție și în momentul când intră în putrefacție... Coja cade, acolo să creează se face așa ca un rumeguș. Un rumeguș și sigur că sunt probleme. Întotdeauna când se face o asemenea tăiere și tăierile cu un diametru mai mare de 2 cm, trebuie neapărat badijonat cu un produs pe bază de cupru. Pus o pastă acolo. Acum mai poate să facă ceva în cazul acum acesta? Poate să facă, să radă până în viu și să facă tratamentul cu produsul Champion sau Cosai sau Funguran sau Alcupral. Sunt foarte multe produse pe bază de cupru care cicatrizează rănile. Aceeași problemă o mai are un telespectator care ne reclamă faptul că are un caiz de 10 ani, iar sub coaja lui s-a instalat ca o rugină. Da, deci la toți pomii fructiferi, în perioada de repaus vegetativ și asta fie în luna decembrie când temperaturile pot să fie o zi, două, de 2-3 grade Celsius, să nu înghețe soluția pe pom, să face un tratament cu un produs pe bază de ulei, că s-ar putea întâmpla sub coajă să se instaleze o mulțime de insecte care fac asemenea stricăciuni. Mai avem telespectatori care nu ne-au urmărit, cred că până acum, ne întreabă care este, ce trebuie să facă la o livadă de pomi dacă vrea să aplice îngrășământ Bălegar, dar și Delcamag. Care este sfatul dumneavoastră? Eu îi recomand să aplice în principal Bălegarul, dar să facă și o experiență la 2-3 pumni, să pună Delcamag dintre ăsta, să vadă rezultatul. Și avem rugămintea să ne scrie dacă sigur, are rezultate pozitive. Să vedem și noi tocmai rezultatul. Pentru a putea recomanda și noi acest produs, căruia îi se face în ultima perioadă foarte mare reclamă, cum că ar fi un îngrășământ. Da. Are și o problemă legată de cleiul la piersic. Pe parcursul emisiunii am răspuns ce trebuie să facem, da? Tudorel ne-a trimis și niște poze cu un dăunător. Aș vrea neapărat să vedem cu toții aceste poze, pentru că trebuie să ne spuneți despre ce este vorba. Are o plantă în casă, din câte îmi dau eu seama, și are o colonie da, este o colonie de păduc testos. I-aș vrea pe colegii mei să ne dea în full screen această poză, să o vedem mai bine. Da, e extraordinar. Va trebui acolo în primul și în primul rând să facă o răzuire mecanică foarte fină, să nu deranjeze coaja pomului respectiv și după aceea să facă un tratament cu un insecticid acaricid. Neoron, Nisorun, Mitac, Envidor, sunt multe produse care rezolvă problema respectivă, dar tratamentul trebuie să-l repete la 2 săptămâni pentru că acest dăunător să poate regăsi și pe alte creni separat și să nu observe. Deci este un dăunător care... Foarte periculos. Foarte periculos și iată acum, așa colonie n-am mai văzut, da. Sincer să vă spun. Un telespectator ne întreabă cum se poate feri de păduchele lânos, pentru că are probleme la plantele ornamentale din casă cu acest păduche lânos. Păduchele lânos este un dăunător care se manifestă acolo unde plantele nu sunt observate la timp și nu sunt îngrijite sau...
Mai el ne spune că a încercat Confidor, Energy, Mospilan și Actara. Nu merge niciunul. Nu. Singurele produse care fac față sunt insecticidele acaricide dure, de genul Mitac, Apollo, Neoron, Nisorun, dar tratamentele trebuie făcute cel puțin 3 tratamente din săptămână în săptămână. Pentru Nisorun și pentru aceste insecticide ne spune și dozajul, pentru că tot Andreea ne întreabă dozajul la Nisorun. Da, 0,1%. Și cu această soluție poate să cu facă, această soluție poate să o păstreze și să facă cele... Poate să o păstreze dacă nu o amestecă cu un fungicid. Deci poate să pui soluția într-un în flacon de 10 litri și de acolo să se alimenteze și să facă tratamentul la absolut toate plantele care le au dăunătorul respectiv. Păduchele lănos, să știți că se găsește, dacă există la o plantă, se răspundește la toate și va trebui să le observe pe toate și la toate trebuie să facă tratament. Sandu este foarte bine documentat, ne spune că a citit avertizarea, buletinul de avertizare atașat de colegii de la Mureș și ne întreabă dacă funguranul în doză de 3% pentru combaterea focului bacterian este corect. E perfect. Asta e recomandarea. Însă trebuie în perioada de repaus vegetativ, nici de cum să nu folosească în perioada de vegetație. Deci concentrația așa de mare se folosește doar în perioada de repaus vegetativ, dar focul bacterian trebuie să-l demonstreze cineva că există acolo, pentru că altfel cheltuiește o mulțime de bani. Vă dați seama că 3 kg la 100 de litri de apă, 3 kg nu este la îndemână oricui să folosească. Deci mare, mare grijă și la dozaj, dar și la banii din buzunar. George, și cred că această întrebare poate să fie asimilată și cu întrebarea unei telespectatoare, cum poate să scape de buxuș în cazul lui George, iar telespectatoarea ne întreba cum poate să scape de niște mure sălbatică. Deci cu un erbicid total aplicat pe frunzele plantelor pe care se vreau să le distrugă. Acest erbicid total poate aplica și la acest moment? În acest moment nu, pentru că plantele deja au intrat practic într-un declin, frunzele nu mai recepționează cum ar trebui mesajul pe care îl dăm noi prin erbicid și s-ar putea întâmpla erbicidarea să nu reușească în totalitate. Domnul Ghibu, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și alături de problemele telespectatorilor. Ne vedem întâlnire vinerea viitoare la 17:30. Până atunci, să vă meargă din plin!